Evanghelia după Ioan, capitolul 16, începem citirea de la versetul 5 până la versetul 11. Pagina Scripturii, ediția Conelescu, 1048. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 5, ascultăm citirea Sfintelor Scripturii. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea va umplut inima. Totuși, vă, este, vă spun adevărul, Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângăietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă mai veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frații cu cântare au anticipat deja mesajul pe care vrem să-l să primim din partea Domnului privitor la lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. După cum observați, importanța venirii Duhului Sfânt în lume este atât de mare încât Hristos a spus: Vă este de folos să mă duc. Puneți-vă în pielea ucenicilor. Pentru ei era mai de folos Hristos să rămână. Oriunde era Hristos, rezolva orice problemă nu, era necesar să aibă cineva un diagnostic la o boală. Era vindecat de orice boală ar fi avut. Nu era necesar pentru anumite formalități. El putea să invie pe oameni morți de patru zile, putea să invie pe drum spre cimitir sau putea să invie după ce imediat au murit. În toate aceste ipostaze, Domnul Isus a făcut învieri. Avea răspuns la orice întrebare. Efectiv, știa ce să vorbească despre vremurile care vor veni și să răspundă corespunzător. Și dintr-o dată, când ei se simțeau atât de bine, când le era foame, se mulțeau niște pânicele și niște păști și nu numai că gustau, mâncau și se să săturau. Și unde era mai bine dacă nu în prezența Domnului? Și dintr-o dată, Domnul le spune că el trebuie să se ducă. Și normal când tristarea le-a umplut inima. Și Domnul le spune, plecarea mea de la voi, este într-un folosul vostru. Pentru că dacă eu nu mă duc, mângâietorul nu va veni la voi. Și dacă eram și eu cu cei spuneam, nu te duc, lasă, nu vii, noi te știm pe tine, rămâi tu aici cu noi. Însă, dacă veți cerceta cu atenție Scriptura, prezența lui Hristos, chiar dacă era Fiul lui Dumnezeu, putea să mute și după înviere, dintr-un loc în altul, dar putea fi într-un singur loc odată, puteau să-L vadă oamenii. Prin Duhul Sfânt e prezent peste tot, slăviți să fie Domnul. Amin. Joi seara în Austria mai sunt biserici care fac slujbă. Și ei și noi îl știm pe Domnul Isus Hristos în mijlocul nostru prin Duhul lui Dumnezeu. Și ei și noi ne-am rugat prin Duhul lui Dumnezeu. Și ei și noi cântăm prin Duhul lui Dumnezeu. Și ei și noi ascultăm Evanghelia prin Duhul lui Dumnezeu. Și interesant, Duhul Sfânt n-a venit. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să spună, voi trimite Duhul Sfânt lui Petru și el vă va spune ce îi spune lui Duhul Sfânt să faceți voi. Nu, nu. Duhul Sfânt vine peste fiecare persoană care cere Duhul Sfânt și face din, tem, din trupul lui, face templu umblător în lumea aceasta. E o frumusețe de nedeschis pe care trebuie să o folosim la nivelul corespunzător. Nu vorbesc aici de importanța faptului că ar trebui să avem Duhul Sfânt, consider că îl avem. Nu vorbesc aici cât de mult ne ajută, ci vorbesc aici la o evaluare dacă îl avem în manifestări, dacă îl avem în ceea ce face Duhul Sfânt. Întâlnesc de foarte multe ori că oameni care spun, Domnule, eu am Duhul Sfânt și se prezintă foarte grozav așa. Am întâlnit oameni care spun, Domnule, eu am o mașină bună, un Mercedes, în garaj pus. Te duce acolo și hai să-l văd, Mercedesul ăsta, că tot îl lauză, tâta. Hai să vedem. Când deschide ușa la garaj, ne arată stema aia cu așa. Și că vezi, uite, ăsta e Mercedesul meu. văd, dar asta e stema la Mercedes nu e mercedes -ul. mercedes -ul e o mașină cu roți, cu motor, cu capotă, cu caroserie. Tu e o mastema și zici că ai Mercedes? Tu unde te duci cu asta? O, iei în buzunar și mergi cu autobuzul, nu? Tu te lauzi cu ceva, doar care ai numai stema. Știți că foarte mulți că din au garajul și spun, eu am pe Duhul Sfânt în mine. Și câteodată îți prezintă niște cunoștințe, îți prezintă niște chestii așa care doar cine le face. Asta nu e de, la, asta nu de la Mercedes, tema asta. Doar tot de acolo, nu? Pe undeva pe aici ar trebui să fie și restul. Frații mei, cum știm să facem diferența între lucrurile firești și așa Duhul Sfânt în Biblie este prezentat, care are niște componente. Și de aceea Biblia așează niște simbolistici, așează niște lucruri care exprimă lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. În ziua cinzecimei, spune Scriptura, s-a auzit ca vâjuit unui vânt puternic și au văzut niște limbi de foc, ca niște limbi de foc, așezându-se peste fiecare dintre apostoli și frații adunați la oaltă. Primul simbol al Duhului Sfânt pe care aș vrea să-l tratez și să urmărim dacă el produce în noi mai mult decât noțiunile de cunoștință, este Duhul Sfânt ca foc în Biblie. Pentru că când privești Duhul Sfânt din tine, el trebuie să aibă acele caracteristici. Primul lucru pe care îl face focul și la care este folosit focul este să încălzească. Mai ales afară, când îi plouă sau îi frig, trebuie să ai foc. Înainte nu se avea sistemul acesta centralizat și efectiv se făcea focul în ceva anume, fie că era o sobă sau dacă era un spațiu mai liber, se făcea focul în ceva anume și oamenii se încălzeau pentru că principalul rol al focului este să încălzească. Când Duhul Sfânt este prezentat ca foc, el aduce între relațiile interumane acea căldură pe care numai el o poate da. Stimații mei, suntem scoși din lumea aceasta unde plouă cu păcat și cu nepăsare și adus în biserica Domnului. Și, scuzați-mă, vă spun încă o dată, nu avem niciun motiv să ne iubim unii pe alții. Eu am, eu zic pe un anumit nume, tu ești de pe alt nume. De fapt, mulți dintre noi nici nu ne-am cunoscut înainte, eu cel puțin pe voi nu v-am cunoscut. Nu avem niciun motiv. Dacă aș stau să mă iau să, să, aveți voi acces, cum de obicei avem, după ce stăm mai multă vreme în biserică, avem acces nu numai la calități, ci avem acces, acces la defecte, la slăbiciuni. Și în momentul când avem acces la defecte, la slăbiciuni, atunci avem nevoie de ceva sporit ca așa iubești pe un om câte vreme te respectă, respect. Băi, ce băia fanii asta, Mă respectă cum mă respect și eu. Ba chiar că mă respectă mai mult așa. Cum... Dacă n ai acces la slăbiciunile omului respectiv, când îl vezi că se enervează, când îl vezi că nu-și ține cuvântul, când îl vezi că se luptă cu anumit lucru, în momentul respectiv, ca să poți continua, ca să poți avea căldură cu el, îți trebuie o dragoste și o iubire ferbinte. Și cuvântul Domnului spunea într-un pasaj biblic din 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 22, în felul următor: Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Amin. Stimați-mei! Vedeți, v-ați curățit sufletele prin Duhul pe care îl ai. Semnul că Duhul e cu tine, nu numai că îți curăți sufletul, ca să ai o dragoste de frați neprefăcută, manifestată prin iubire, cu căldură, cu intensitate. Ori lucrul acesta are conotația prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. De aceea Domnul Iisus Hristos ne-a spus, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii Păi dar nu-i nouă, că și în vechiul, nu, nu, în vechiul legământ trebuia să iubești pe altul ca pe tine însuți. Dacă tu câteodată nu prea erai de acord cu tine, atât, băi, eu, nici eu nu sunt de acord cu mine, tu vrei să te iubesc pe tine? Nu, nici eu nu sunt de acord cu mine. Câteodată îmi vine și mie să-mi dau palme, ca dacă îți dau ție, ce problemă? Asta e iubirea mea față de mine. Ori în nou legământ, Domnul nu pune legământul respectiv. Vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții și ne spune și cât. Cum? V-am iubit eu. Și aici trebuie să recunoaștem? Nu putem. De aia vă trimit Duhul Sfânt. Ca să vă iubiți așa, Doamne, ajută. Când nu ai Duhul Sfânt, vrei, dorești, îți propui, dar nu poți. Pentru că Duhul Sfânt este puterea care te motivează să faci așa ceva. Și la un moment dat recunoști, băi, mă surprinde și pe mine. m au supărat, m-a vorbit de rău, m-a calomniat, dar nu pot să-l urăsc. Am încercat, nu pot. Nu pot, efectiv, numai dacă mă gândesc la răzbunare, nu pot dormi. Și ăsta nu eram eu. Că dacă mă supăra cineva înainte de a avea Duhul Sfânt, apoi îl lucram eu așa, înșetucuși pe așazate, nu se mai scărpina el de mine niciodată. Dar acum constat că nu pot, că există în mine o forță care mă face să iubesc cu căldură. Aleluia. În momentul respectiv, n-arăți numai tema. Recunoști că înăuntrul tău există ceva care îți dă putere să iubești cu căldură. De aceea Biblia ne cere să fim plini de Duhul Sfânt și asta trebuie să o urmărim noi. Prinătatea Duhului Sfânt în noi nu ține de o seară de rugăciune, nu ține de o seară de har sau o rugăciune prelungită, și Biblia spune, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plin de Duh. Este problema ta? Nu spune, vă umplu eu din când în când. Veniți voi și vă dau din rezervoarele mele cerești. și nu, nu. E de datoria ta să fii plin, să urmărești momentele când Duhul Sfânt toarnă, du rugăciunea la ferbințală, du pasiune în lucrarea Domnului ca Duhul Sfânt să te umple, Doamne ajută! Amin. Când iubești cu căldură, oamenii respectivi pot să se pocăiască mai repede, pot să se îndrepte mai repede. În foarte multe comunități, pentru că nu se iubește cu căldură, nici oamenii nu acceptă corecția respectivă rapid. Și imaginați-vă, dumneavoastră, că la un moment dat pe cineva îl doare în zona inghinală, în partea dreaptă are dureri atroce, se duce la spital și spitalul spune că are apendicele inflamate. Ca atare, chirurgul deja s-a scute bisturiu. Că știe că problema asta se rezolvă așa, nu cu ceaiuri, cu altceva. Și înainte ca chirurgul să taie și să scoată apendicile, cheamă pe cineva care îi numește anestezist. Ăla Ia greutatea corporală și în funcție de greutatea corporală îți face o injecție care anestezează general sau local. După care chirurgul taie, scoate, curăță, coase înapoi și totul e ok. Și tu te simți și bine, nici nu ai simțit nimic. De ce? Pentru că chirurgul și-a putut face treaba că a fost prezent anestezistul. Adevărul totdeauna e chirurgul. Noi știm adevărul de frață știm despre unul, despre altul, de la că e nervos, de la că e așa. Și de foarte multe ori suntem gata cu chirurgii noștri să-i operăm. Să-i operăm. Îl prindem, îl punem pe masă și noi te operăm, frate, cu adevărul, tu trebuie să te pocăiești aici. Și ăla țâpă, răcnește, că îl operăm pe viu. Dragostea este anestezicul. Aleluia. Pe care îl faci din timp. Și spui, frate, te-am văzut la biserică. Te-am văzut că cânți, Te-am văzut că ești nelipsit. Te-am văzut că dăruiești, te-am văzut pasionat. Ești un om extraordinar, mai. Ăla e anestezic. În care e dragostea. Auzi că fratele tău trece printr-un necaz, imediat te ai scris un mesaj. Frate, am auzit că treci. Să știi că mă rog pentru tine. Zilele astea cu familia avem o zi de post. Te pomenim înaintea Domnului. Ăsta e anestezicul pe care îl dai. Și la un moment dat ai acces că omul are slăbiciuni. Ai acces la necazul lui. Și vii și îi spui, fratele meu, știi că te-am apreciat totdeauna. Da, Știi că te-am adus în aer. Da, tu ești un prieten adevărat, tu mă iubești cu adevărat. Știi că ai o problemă pe care trebuie să o rezolvi? Ai apendicil inflamat și eu trebuie să te operez. Știi de asta? Băi, știu de asta. Te rog frumos, ajută-mă. Și ai să vezi că ai recuperat. De obicei, în sânul comunităților noastre, noi avem adevărul. Frate, îți spun adevărul. Uite care e situația, îți spun adevărul. Și mai sunt vreo trei frați, te prinde, te operează pe viu, după ce, țip, răcnești, după ce ți răcnești de răgușăști, după ce s-a terminat operația, uite, te-am operat, am spus adevărul, avem și anestezic, dar am făcut economie de el. Că de obicei noi avem iubiri, dar dăm la neamuri, la prieteni, la măștanți, la cu frață că am facem economie. Și astea produce niște răni care să țin minte în timp. Că dacă te operează de vreo două, trei ori fără anestezic, nu mai vrei să vezi spitalul niciodată. Și dacă operațiile astea au loc în biserică, să nu te miri că ăla nu nu mai vine la biserică. De ce? Pentru că totdeauna adevărul se spune cu dragoste Amin. și dragostei ferbinte acopere o sumedenie de lucruri. Doamne ajută! Să pot face operații liniștit. Însă prima lucrare a Duhului Sfânt ca foc este că încălzește. Al doua lucrare pe care o face Duhul Sfânt luminează. Este secundară, e adevărat. Dar amintiți-vă că înainte de a avea curent electric, oamenii aveau torțe pe care le puneau pe niște stative, așa? și luminau atât interior și exterior. Pentru că lumina torțelor dădea oarecare călăuzire. Lumina doar luminează obiectele. De foarte multe ori când analizăm lumina, spunem că vedem că e lumină, că vedem pe ceilalți. Lumina scoate în evidență, pentru că atunci când lumina dispare, ființele există, scaunele există, totul există, dar noi nu le vedem. Lumina numai le scoate în evidență. Stimații mei, când Duhul Sfânt este în noi lumină, noi începem să vedem lucrurile. Pentru că oamenii iubesc foarte mult întunericul. Atunci când este întuneric, nu ai și acuza pe nimeni. Să cadă tensiunea, de exemplu, în locul ăsta, cade tensiunea dintr-o dată, nu ai cum să spui cuiva că îi e pătat pe obraz, de exemplu. Pentru că la te întreabă, dar de unde vezi, măi? Eu abia am văd palma mea, cum să te văd? Mă vezi tu pe mine pe întunericul ăsta? N-ai de unde. Singurul moment când poți vedea pata cuiva sau alta, este atunci când ești în lumină. De aceea oamenilor nu le place la lumină, că li se vădesc faptele. Se vede. Știu că era pe timpul lui Ceaușescu și plecam la biserică, pe timpul respectiv nu erau străzile asfaltate, decât foarte puțin așa. Când plecam la adunare era pe zi, era fain. În timp ce stăteam la adunare, ploua afară. Și când veneam acasă, veneam cu ceilalți tineri acasă. Mergeam pe drum, pe glodurile alea, pe noroaile alea. Mergeam acasă. Da, nu era nicio problemă, nu era niciun bec nimic. Nici un bec. Simțeam plosc, plosc, într-o parte, în alta. Simțeam parcă ceva pe pantaloni. Da, nu era nicio problemă. Noi tineri ne bucuram grozav. Era fain tare. Toată lumea arăm, avem, arătam impecabil în întunericul ăla dens. Știți până când? Până când intram în casă. Când intram în casă, veneam să intru, ies înapoi. Că era mai bine înapoi. Îmi dădeam seama că toate alea trebuiau curățate. Stimați mei, când Duhul Sfânt este lumină, tu te expui și scoate petele pe care în întuneric nu le vezi cu toți ceilalți. Dar pentru că Domnul vrea să fie un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, te expune la lumina sa. Și de aceea e important pentru noi să ne lăsăm cugetul luminat de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel spunea în Roman, capitolul 9, versetul 1, Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este? Pentru că ăsta e martorul cel mai puternic. Asistăm la dispirite discuții între frați, la adunări generale, mai spunem una, mai spunem cealaltă, îi mai închidem gura lui unul, că prea vorbește ce nu trebuiește, cu tare și așa mai departe. Bine când te duci acasă și ești numai tu singur, după ce te-o felicita frață de ceea ce ai spus, după ce te-o felicita frață că ai vorbit tu în timp și ei tășeau din gură, după ce te-ai simțit ca un fel de lider de sindicat, spunând toate celelalte, când să te culci și rămâi în fața cugetului tău. Și cugetul îți spune, n-ai făcut bine. Dar toată lumea mă aplaudă, chiar spunea, n-ai făcut bine. Știi cât te simți ca și cum ai luat o amendă? Știi că nu poți să o întoarci? Doamne, dar ăla... Doamne, nu contează. N-ai făcut bine. Omul avea soție acolo, omul avea copii acolo. Chiar dacă o greșești, trebuia tu să-L umilești? Trebuia să faci? Așa te-am învățat eu. Dintr-o dată, dintr-un om bățos, cum te vrei să te culci tu, te trezești ca un elev la școală, când Dumnezeu luminează niște segmente la care nu te-ai gândit înainte de a deschide gura și încep să spui, de ce am făcut eu asta? Dacă cineva făcea cu mine, îmi convenea? Nu, bineînțeles că nu îmi convenea. Dar tu cum de-ai făcut lucrul ăsta? Într-o dată vezi lucruri pe care ți le luminează Duhul Sfânt. Îți ceri iertare Domnului și încerci în timp să repari ceea ce ai făcut, pentru că te-a luminat Duhul Sfânt. Când nu te luminează Duhul Sfânt, n-ai și repara nimic nici nu te strădui măcar. De ce? Pentru că Duhul Sfânt ai numai stema. Da, așa trebuie să fie. Mergem înainte, fără probleme, cu stema asta, prin din viteză. Când în schimb ai toată mașina, poți să vezi că mai sunt anumite lucruri din dreptat. Când Duhul Sfânt în tine este lumină, tu începi să vezi lucrurile. Ești călăuzit în viață de Apostolul Ioan spunea în epistola sa că ungerea pe care ați primit-o de la el vă învață toate lucrurile și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Ungerea aceea pe care o dă Scriptura acolo, călăuzirea aceea, nu se referă la, scuzați-mă, la evenimente internaționale, ci se referă la lucruri pe care eu trebuie să le rezolv astăzi. Le spuneam la niște frați că dacă aș avea un dar de descoperire, să știu ce anume și cu ce te confrunți tu sau ce e greșit tu, n-aș avea niciun pardon să mă duc la tine să te scol pe picioare și să-ți spun problema pe care o ai tu. În plenul și Eu n-aș avea deloc aspectul ăsta. Probabil de aia nici n-am darul ăsta. Însă, frații mei, Duhul Sfânt vine și te cercetează într-un mod deosebit. Și dacă ai ungerea asta, n-ai nevoie de proroc. Acum, în momentul ăsta, n-ai nevoie să știi ce se va întâmpla în Ucraina sau în Israel acum, în momentul ăsta, știi ce Duhul Sfânt și Dumnezeu așteaptă de la tine acum. Știi că există un conflict pe care trebuie să-l rezolvi. Știi că trebuie să acorzi o iertare cuiva, cu care te lupți de multă vreme, că nu e așa de ușor de dat iertarea. Dar noi tu treabă cu Putin. Tu ai treabă cu problema ta. De obicei noi avem grijă de misionare plecați în Uganda, de cei care misionează în altă parte. Dar Duhul Sfânt îți spune, da, te-ai împăcat cu Comnată. nu, dar misionarii, Doamne, pe aia păzește tu și mă rog. Și Duhul Sfânt spune, las misionarii că mă ocup de ei, las i pe ei din Uganda că mă ocup ei cu fântânile lor și cu ce fac ei acolo. Lasă, tu rezolvă problema cu cumnatul tău. Asta e problema. Și în loc la cum fiecare are problema lui care se vorbește. Când Duhul Sfânt e lângă tine, luminează același obiect. Tu ai vrea să lumineze puțin mai departe. Tu ai vrea să, vrea să se întâmple peste doi ani. Și Duhul Sfânt spune, nu, ca să poți ajunge peste doi ani, rezolvă situația asta. Există o luptă, dar Duhul Sfânt îți arată. E deranjant că noi am vrea să astupăm, noi am vrea să nu vedem, noi am vrea să treacă lucrurile de la noi. Însă nu se poate. Duhul Sfânt luminează foarte mulți credincioși sting și pare mi se spuneam cândva la o comunitate despre acel arab care a stâns elinarul ăla. Era un arab într-un cort și mânca niște mere. Mânca primul măr, avea vierme. Mânca al doilea măr, avea vierme. Când l-a luat pe al treilea, avea vierme. Stâns becul și mânca tot tipul mere. Foarte mulți credincioși cam asta fac. Dacă au Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îi spune, pocăiește-te. Dacă ai Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îi spune, rezolvă problema asta. La un moment dat spune, ia mai lasă-mă, Doamne, așa că eu merg înainte după mine. Și Duhul Sfânt îl folosește numai așa la momente, uite un proroc aici, dau drumul la vorbire în alte limbi, să-mi crească cotația, poate am și o lucrare, dar nu dau Duhul Sfânt să îmi trateze problema mea cu frații mei, să-mi trateze problema mea cu finanțele, nu las pe Duhul Sfânt să mă lumineze ce să cumpăr și ce să nu cumpăr ca o femeie creștină care reprezintă pe Hristos. Duhul Sfânt îl folosesc doar la vorbire în alte limbi, doar în anumite segmente. Și atenție, putem face asta. Duhul Sfânt niciodată nu posedă. Nu. Duhul Sfânt doar călăuzește. Foarte mulți frați sunt deranjați. Frate, a fost stăruință la noi în biserică. o lot, uh, și că a fost botezat o fată sau un băiat cu Duhul Sfânt. A doua zi, când am văzut-o pe fata aia, nu vinea credi cum era îmbrăcat. Cum ai eu primit Duhul Sfânt așa îmbrăcată și unul coleg cu mine pe șantier ce l-am auzit vorbind de-a doua zi. Cum se poate vorbi așa după ce au primit Duhul Sfânt? Foarte să-și închipui că dacă Duhul Sfânt vine într-o persoană, când, deschide, când fata aia deschide dulapul și iei hainele, Duhul Sfânt îi le aruncă pe o serie și nu o lasă să îmbrace și ăla băiatul când vrea să scape un cuvânt, dintr-o dată răgușește, vorbește ca peste în apă. Deși care Duhul Sfânt, nu poți auzi și spun el. Nu, nu, nu. Duhul Sfânt e acolo să asiste, nu te împiedică să păcătuiești, dacă vrei. Nu, te asistă. Dacă vrei să trăiești în Sfințenie, Duhul Sfânt te ajută. Slăviți să fie Domnul. Amin. libertatea ta de a-ți face păcatele tale, pe care Dumnezeu le va condamna, pe care Dumnezeu le va judeca. Dar ai libertatea asta. Că Duhul Sfânt nu posedă pe nimeni. Foarte mulți că din și își închipuie că atunci când vine Duhul Sfânt, el normal vrea să mai doarmă astăzi. Pentru că era obosit de o zi de muncă, dar dintr-o dată Duhul Sfânt l-a scolat. dintr-o dată l-a îmbrăcat cu haine cuvincioase, dintr-o dată Duhul Sfânt l-a pus la volan și nici nu știi cum a ajuns. O a ajuns la biserică și aici stă așa și ascultă predica, pentru că Duhul Sfânt l-a adus și el nu prea e convins de lucrul ăsta și abia așteaptă să dea adunarea liberă, că Duhul Sfânt l-a adus aici. De multe ori când mă uit peste adunare, cam scenariul ăsta se verific cu voi după cum stați în adunare. Deci, când sunteți parcă forțați, Frații mei, când alegi amin. să vii la adunare sub călăuzirea Duhului Sfânt, pe păi când e de cântat, când, când e de rugat, rogi cu mâinile Aleluia. sus, când se predică Evanghelia și se spune slăvit să fie Iisus, așteaptă de la tine, Aleluia. amin, Doamne ajută! Amin. Păi, două ori, două ori, când Duhul Sfânt te călăuzește, după care te pune din nou mașină, te duci acasă și te culci liniștit, pentru că Duhul Sfânt continuă să facă slujbă în tine. Lăudați să fie Domnul! Amin. Frații mei, a avea Duhul Sfânt înseamnă ca lum Lumina lui îți dăruiește har și călăuzire în ceea ce faci. Și ultimul aspect care îi face Duhul Sfânt ca foc în noi, pe lângă faptul că încălzește relațiile noastre, dându-ne putere să iubim cu căldură, pe lângă faptul că luminează viața noastră, este că arde ceea ce e rău. Focul arde. Sunt multe aspecte din viața noastră cu care nu putem scăpa altfel, frații mei. Sunt multe situații cu care ne luptăm și Duhul Sfânt are puterea să ardă. Îmi aduc aminte de Apostolul Petru. Omul acesta, din cauza stării lui lăuntrice, care a ieșit la ei, de foarte multe ori, era foarte incisiv așa. Se spune că anumite persoane care au anumite dubii la echilibrul lor, de foarte multe ori compensează pe incisivitate, pe faptul că ies înainte, că pun întrebări, că... dar el e timid înăuntrul său, el e temos înăuntru său. Asta e, dar se maschează pentru. Când Domnul Iisus Hristos spunea câte o întrebare, Petru ieșea. El avea idei, el descurca toate problemele. Când era întrebat, când nu era întrebat, el era pe zonă acolo, la momentul respectiv. Și Domnul Iisus Hristos spune, noaptea asta, toți veți găsi în mine o pricină de potecnire. Mă veți lăsa toți și veți fugi. Petru spune, Doamne, când mă uit la ăștia, să știi că ai dreptate, ăștia te lasă. Dar eu merg cu tine până la moarte. Și Domnul îi spune, nu va cânta cu coșul de două ori și tu, Petre, te vei lepăda de mine, de trei ori. Și atenție, Petru nu s-a lepădat în fața unui, unui soldat cu care stătea lângă pieptul lui și spunea, tu ești de-a lui, nu? Nu, în fața unei femei, a unei slujice. Pe timpul ăla femeile, deci nu erau, nu erau admise la tribunal să depună mărturii. Veneau femeie și spunea, domnule, eu l-am văzut pe el acolo stâns de gât și l-a omorât. De judecătorul spunea, nu contează ce ați văzut dumneavoastră, mergeți acasă la crați. mergeți acasă și faceți mâncare. Nu contează că ai văzut. Mărturia dumneavoastră nu este pusă la dosar. Nu se poate judeca pe treaba asta. Nu erau admise femei. De aceea și Domnul Iisus Hristos găsește un mod extraordinar ca primele martori ale revierii lui să nu fie apostoli, să fie niște femei. Niște femei. Pentru că Domnul Isus este cel ce așează lucrurile cum trebuie. Ei, Petru să leapă de cu jurământ, cu blestem, că nu-l cunoaște în fața unei femei care nu-i putea face nimic. Iubiții mei, teama asta a fost în el totdeauna. Frica asta a fost în el. Când Duhul Sfânt a coborât în ziua ce în mei, ca foc, a ars teama. Dintr-o dată Petru se ridică în fața la mii de oameni și citiți-i din ziua mi predica lui, n-a fost niciodată predica lui că să nu știește ce despre cine vorbește. Voi l-ați pe Domnul Slavei, voi l-ați dat în mâna celor fără Păi Pietru, dar în fața unei slujnici tu te-ai lepădat și acum 5.000 de evrei care se enervează toți ăștia și iau pietre în mâini, nici nu-ți mai dau o condamnare oficială. Efectiv, până să ajungă ăștia, tu ești deja sumă un un morman de pietre. Nu, nu, se ridică și predică cu toată puterea. Cine ars frica aceea? Duhul Sfânt ca foc, slăviți să vie doamnă! Stimații mei, v-aș ruga tare mult, observați care sunt slăbiciunile voastre. De-a lungul timpului dezvoltați anumite obiceiuri, nu tocmai bune unele dintre ele. Dacă este un obicei rău la care v-ați expus, cereți putere de la Duhul Sfânt să ardă acele lucruri. Îmi aduc aminte, eu m-am născut într-o familie de pocăiți, am luat botezul și... După momentul botezului, eu m trecut o bucată până am fost botezat de Domnul Duhul Sfânt. Am fost un foarte mare microbist. Îmi plăcea să joc fotbal și să se urmăresc fotbalul. Îmi plăcea extraordinar. Tremuram dacă nu mă alegeau ăștia în echipă acolo. Făceam acasă antrenamente singuri, când un... făceam un cerc așa și de la distanță de 10 metri, tot dădeam mingea în cercul ăla și cu stângul și cu dreptul, cu piciorul stâng și cu piciorul drept. Marcam goluri de acasă, puneam poarta și măcam cu efect la vinclu celălalt. Și tot nu întâmplător în zona unde jucam eu, prima dată pe minim alegeau în echipa respectivă. Eram foarte satisfăcut că n-am mai putut să joc, că Dumnezeu mi frânt la un moment dat zborul ăsta, că vreau să ajung la o scoală sportivă, îmi imaginam stadioanele pline, cum se uite la golurile mele, câte visuri n-aveam eu atunci, de eram pe epocăit. Și Dumnezeu aveam un alt plan cu mine. La un moment dat știam toate rezultatele, toate transferurile, tot, tot știam. Acum e bine să mai știi ceva ce se întâmplă lumea asta, dar cum știam eu, cum știam eu, eram robit de așa ceva. Și la un moment dat am spus, Doamne, nu-i ok. Dacă aș iubi cuvântul Tău, cum iubesc fotbalul, dacă aș ști de apostolii Tăi, cum știu de toți fotbaliștii, dacă aș ști de trans, că știu de transferul și de celelalte, Doamne, izbăvește-mă! Și m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Frații mei, știți că din momentul ăla s-a ars totul? La un moment dat îmi spuneau ăștia, băi, eu jucat România și când joacă în România, eram patriot. Băi, cum să nu ții cu România, că eu sunt patriot, sunt român, măi, sunt român. Cum să nu ții cu România? De, băi, și că a jucat România și o bătut sau o luat bataia. Nu știu, domnule, când a jucat. Păi aseară, nu știu, nu o cunosc. Da, să vedem ce spune Matei, să vedem ce spune... Păi cum de dintr-un om doar Duhul Sfânt poate să ardă? Aleluia. Frații mei, dar Duhul Sfânt nu arde lucrurile pe care tu nu le scoți ca gunoi. Eu am spus, Doamne, nu e normal. nu e normal să iubesc fotbal mai mult ca Scripturile. Știi că la un moment dat poți să spui, Doamne, nu e normal că eu să iubesc banii mai mult ca Biblia? nu e normal ca eu să iubesc ca alte altruniri decât cuvântul tău și părtășia? Dar dacă spui, băi, dar îți buni banii. Ce e? Adică, îți buni, îți fac, uite, ajut lucrarea Domnului. Cum adică? Îți buni. Să știi că lucrul ăla nu va fi ars. Că Duhul Sfânt încă o dată nu posedă, nu țar -ți de ții lucrurile ca tu să spui, Doamne, și așa nu mai am nimic de-a te urmez pe tine. Nu. Sfințenia și credincioșia noastră se verifică prin faptul că avem o grămadă de oportunități și de dragul Domnului Isus Hristos dorim să rămânem să-i slujim Lui. Dumnezeu să ne ajute. Uite-te în viața ta, unii dintre noi astăzi sunteți mai nervoși, mai impulsivi. Așa după cum am spus alte slujbe, nu totdeauna sunteți voi vinovați. Uitați-vă pe de neam. Că dacă bunicul era nervos, că dacă tata a fost nervos, normal că eu în sare la viteză. Dar acum eu m-am pocăit față de ei. Și eu când m-am pocăit, nu sunt, sunt firea pământească încă, cu toate că am Duhul Sfânt, încă îmi sare țandura, încă mă enervez mai repede. Dar în momentul când mi-a dat seama de asta, că m-au anunțat frații, că am văzut eu, vin în fața Domnului și spun, Doamne, am multe lucruri bune în viața mea pe care le-ai făcut, mă enervez prea repede, mă supăr prea repede. Efectiv, în sare țandora și eu nu pot, te rog, prin Duhul Sfânt pe care l-ai pus în mine, arde lucrul acesta. Și vine Duhul Sfânt și din un om ca Moise, care în doi timp și trei mișcări au ucis un egiptean și nu avea probleme cu restul dacă veneau la școala care a făcut-o el, spune Scriptura, după 40 de ani de seminar la oile lui Socrusu, a devenit cel mai blând om de pe fața? Spunea cineva, dacă trăiești cu socru în casă, cum vrei să devii? Cel mai bun om de pe fața pământului. Însă a fost școală. A fost o școală făcută pentru așa ceva. Însă, iubiți mei, Duhul Sfânt are capacitatea să schimbe, să ardă defectele noastre, scoțând în evidență calitățile pe care Duhul Sfânt le nobilează și le dă deosebit. Dacă nu recunoaștem starea asta, eu am întâlnit credincioși care s-au pocăit, autentici, care s-au fost depiniam de oameni iuți. Și care sunt frate, așa sunt eu, asta e situația, îți place, nu-ți place, asta este. Nu-ți convine, stai la distanță regulamentară, de mine nu te ating sau cu tare și atâta tot, să fii sigur. Așa au murit frații mei. Nu că Duhul Sfânt nu poate să-L schimbe, dar n-a șerut niciodată. Niciodată n-a cerut. Doamne, arde din mine lucrurile astea. Însă am întâlnit oameni robiți de diferite lucruri, Că au spus, Doamne, sunt tentat, sunt tentat, la asta mă gândesc. Te rog, Doamne, izbăvește-mă și vine Duhul Sfânt și arde. Într-o dată nu mai are poftă de lucru respectiv, nu mai vrea să-l vadă, dar a recunoscut lucrul acesta. Când ai Duhul Sfânt ca foc în tine, în primul rând ai căldură pentru frați, în al doilea rând ai lumină pe drumul tău și în al treilea rând arde din viața ta ceea ce e rău. Slăvit să fie Domnul! Amin. O altă simbolistică a Duhului Sfânt pe care vreau să o tratez și dacă ai Duhul Sfânt se manifestă, este apă vie. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu o femeie care abusese până atunci și bărbați bărbat și ăla cu care trăia atunci nu era ei. Și știți ce e interesant în textul la Biblie? Că Domnul Iisus Hristos îi face o ofertă acelei femei că poate să-i dea apă vie. Și femeia aceea vine și spune, eu chiar vreau să iau apa asta, nu mai vin în fiecare zi aici, că am înțeles că din apa aia nu-ți mai însetez niciodată. Și atunci Domnul își dă seama că apa vie trebuie dată în niște condiții și spune, du-te și vină cu al tău bărbat. Când Domnul Iisus spune, nu spune, știi, uite, te botezi așa cum ești, hai să te pocăiești, Ai să vezi, hai să alegi tocarea tău. După ce? Nu, nu, nu. Du-te și vină cu al tău bărbat, că noi trebuie să rezolvăm problema ta, socială. Și femeia spune, n-am bărbat. Și Domnul spune, bine ai spus, că și în ce ai avut și care, cu care trăiești acum, nu e al tău. Și femeia a rămas uimită. Dintr-o dată își dă seama că stă în fața unui proroc. Însă în textul acela biblic, Domnul Iisus Hristos ne vorbește de apa asta vie că produce ceva. Când Duhul Sfânt e în noi ca apă vie, spune în felul următor în versetul 14, dar oricui va bea, din Ioan capitolul 4, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete, Banca încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viață veșnică. În primul rând, apa aceasta vie te ține în viață. Toate cetățile care se construiau, se construiau pe râuri de apă, ca să aibă apă, sau lângă izvoare. Când o cetate nu mai avea apă, cucerirea ei era iminentă. Dacă cumva dușmanul ajungea să devieze râul, dacă cumva dușmanul ridica un baraj la râul respectiv și râul nu mai ajungea în cetate, dacă dușmanul avea acces la izvorul cetății, cetatea aceea era silită în trei zile să se predea. De ce? Pentru că nu mai avea apă. Ei doreau să mai lupte. Mâncare mai aveau. Dar odată ce n-ai apă, nu mai poți rezista. Stimații mei, diavolul ne asetiază cetatea inimii noastre pe toate drumurile. Și Duhul Sfânt Dumnezeu l-a pus nu să fie într-un loc unde să mergem noi acolo, a pus Duhul Sfânt în noi, izvorul în noi, slăvit vie Domnului. Ca izvorul acela să și nească în tine, să te țină în viață. Nu contează cât de asediat ești tu, tu primești putere de la Duhul Sfânt din interiorul tău. Tu nu poți fi cucerit din punctul acesta de vedere. Te ține în viață râul acesta. Îți dă o sățietate a acestei ape care îți împlinește orice. Cine a gustat din lucrarea Duhului Sfânt, recunoaște, recunoaște că îți dă o stare a plinătății pe care nu atinge nimic altceva. Există un anumit păcat care concurează cu bucuria Duhului Sfânt. De un păcat foarte trecător. E o plăcere de o clipă a păcatului. Și păcatul acela este păcatul pe linie de curvie sau prea curvie. Este o bucurie trecătoare, o împlinire trecătoare. Pe când Duhul Sfânt îți dă satisfacție peste nivelul acesta, dar continuă, lăudat să fie Domnul. De aceea diavolul dorește să distrugă templul Duhului Sfânt printr-o plăcere de genul ăsta. Și când Apostolul Pavel sublinează, vine și scoate tehnica diavolului. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și ce spunem noi? Trupul meu, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Aleluia acolo locuiește Duhul Sfânt. Tu ceea ce faci este distrugi templul Duhului Sfânt. Ori iubiții mei îți dă o satisfacție extraordinară. De ce să nu vă spun circulând de atâtea ori, am văzut diferite cazuri. Sunt oameni care au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt și le-a dăruit Duhul Sfânt o bucurie atunci când se rugau, când vorbeau în alte limbi, unii au avut și daruri spirituale. Au ajuns să trăiască și să lasă de pocăință. Au ajuns traficanți de carne vie au ajuns să au ajuns cu saci de bani prin mafie să treacă dintr-o bană, în alta. Aveau acces la toate plăcerile lumii acesteia și nu așa la limitate. Non-stop. Din mafie aveau absolut tot. De la bani, distracții și absolut tot ce-i vrea avea. Știi că i-am găsit plângând că nimic din ce au avut ei n-a depășit bucuria pe care le-a dat Duhul Sfânt cândva? Pentru că îți dă o societate pe care nu ți-o dă nimic. Și ar trebui să știți, stimați tineri și tinere, stimați domni și doamne, când Duhul Sfânt vine în noi, ne dă o bucurie pe care nu o putem compara cu nimic. De aceea David, după ce a păcătuit, îi scrie Domnului și îi spune, Doamne, dăm iarăși. Băi, David, dar te o lăsat pe tron, mă, ești rege s au lăsat toți cântăreții și cântărețele. s au lăsat argintul și aurul. s au lăsat cele mai bune trăsuri cu cai din Egipt. Ai totul, măi, nu ți-a luat Dumnezeu restul. Ți-a luat doar bucuria mântuirii. Că noi trăim fără ea, fără nicio problemă. Numai bani să avem. Însă David scrie în Psalm și spune foarte frumos. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Pentru că e ceva ce nu poate fi înlocuit. Nu-ți lăsa bucuria să fie zdrobită de un anumit păcat, mai ales când mergi pe linia asta. Nu să sa. Fii foarte atent, apa asta vie îți dă da această satisfacție pe care orice vei mai face în lumea asta, oriunde vei ajunge, va rămâne o amintire. Știu de oameni care cândva au primit Duhul Sfânt, au fost umpluți de Domnul, s-au bucurat, aveau fețe de îngeri, efectiv, și pentru că Duhul Sfânt nu posedă, la un moment dat au avut libertatea să aleagă alt drum. Și Dumnezeu nu i-a oprit. Au ales alt drum, al păcatului, al dezmățului. După un anumit timp, ca un fiu risipitor, a venit înapoi. A venit înapoi, s-a întors în biserică. I s-a dat haină, i s-a dat inel, i s-a dat încălțăminte, dar n-a mai primit parte de avere. Niciodată am întrebat oamenii ăștia, în mod special, Mai după ce tu te-ai pocăit de ce-ai făcut tu, ai mai văzut bucuria aceea de la început, când Domnul te-a umplut cu Duhul Sfânt și te folosea? te niciodată. Eu sunt mulțumit că m-am mai primit Domnul, dar niciodată. Pentru că poți fi, dar nu ceea ce ai fost. De aceea v-aș ruga tare mult, fiți foarte atenți, Poate n-ai să ai niciodată mașina pe care ți-ai dorit-o, casa pe care ți-ai dorit-o, banii pe care ți-ai dorit. de te-a onorat Dumnezeu și a turnat Duhul Sfânt peste tine. Aleluia. Și ți-a dorit bucuria mântuirii. -a -a. Și, față mei, bucuria mântuirii nu se vede pe degete la picioare. Bucuria mântuirii nu se vede după dești la mâini. Și bucuria mântuirii se vede pe față. Unde-i? Că ar trebui să se vadă dacă e acolo Mercedesul. Doamne ajută, frații mei! Ar trebui să vadă, și nu numai a joi, sara, când ne întâlnim, din luni dimineața ar trebui să vadă că Domnul nostru e pitron și luni dimineața, lăudați să fie numele, care are miliarde de îngeri care tăbărăsc în jurul celor ce se tem de el să-i scape din primejdie. Și noi ar trebui să avem o asigurare pe care nimeni nu are în lumea asta. Și ar trebui bucuria să ne însoțească. Doamne ajută! Amin. Când ai Duhul Sfânt ca apă vie, te ține în viață, efectiv. Apoi îți creează o dependență și o conexie cu Dumnezeu suveranul. Textul biblic pe care l-am citit eu în Ioan spune în el apa asta vie se preface într-un izvor care țâșnește în viața veșnică. Prezentați în ceva ce au oamenii care ajunge în viața veșnică. Noi nu știm prea bine nici ce se întâmplă după ce sufletul moare. Eu sunt câteva jaloane biblice din care vorbim dar nu știm exact ce mai este dincolo. Ei, înăuntrul tău, Duhul Sfânt care vine din veșnicie, produce ceva în interiorul tău care te pune în coordonate ca totdeauna să și în legătură cu veșnicia. Și când Duhul Sfânt vine în oameni, produce ceva, frații mei, produce ceva nemai auzit și extraordinar, foarte blamat astăzi de diavolul și de oamenii lui. Spune Biblia, când cineva primește Duhul Sfânt, el începe să vorbească în alte limbi după cum îi dă Duhul să vorbească. Bun, dar ce sens are chestia asta pe care nu înțelegi nici tu și nici altul și îți trebuie traducător tot prin același licență? Traducător îți trebuie și îți trebuie tot de la Duhul Sfânt. Că nu îți trebuie neapărat un traducător, unul care a făcut o limbă, ceva, ci îți trebuie un, un traducător tot de la Duhul Sfânt. Ori Biblia vine și spune că cine vorbește în alte limbi, și este un pasaj foarte frumos pe care vi-l spun, atinge ceva ce nu putem spune că atinge altceva deosebit. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 2 în felul următor. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege și cu Duhul El spune taine. Există un mijloc prin care Duhul Sfânt venit în tine se transformă într-un izvor care țâșnește în viață veșnică și Dumnezeu citește informații din viața ta transmise de Duhul Sfânt, pe care nici tu nu le știi. Pentru că Duhul Sfânt a creat și știe ce și atomul. Îl știe și ziua de mâine și de mâine Și eu când vorbesc în alte limbi, îi spun lui Dumnezeu probleme din viața mea, probleme din viața celorlalți de lângă mine, prin mine Dumnezeu este informat și spune Scriptura, mijlocește cu suspine negrăite, pe care neaudibile de noi. Dar Duhul Sfânt continuă să o facă. Odată ce Duhul Sfânt în viața ta, fratele meu, te-a onorat. Când oamenii construiau înainte o cetate, primul loc pe care îl așezau era locul templului, după aceea celelalte. Când Duhul Sfânt vine în noi, face din trupurile noastre nu hotele în care vine în concediu, nu case de vacanță, nu case de locuit, ci templu unde Duhul Sfânt face slujbă, lăudat să fie Domnul. Amen. Câteodată Duhul meu se unește cu Duhul Sfânt și vorbesc în alte limbi sau, mă rog, în român, într-un mod inspirat, într-un mod, într mod pasional și știu că Duhul Sfânt mă ajută acolo, mă sprijinește acolo. Dar câteodată eu sunt ocupat cu altceva. Mintea mea e prinsă la munca mea, mintea mea e prinsă la drumul meu. Duhul Sfânt, în momentul respectiv, continuă să facă slujbă în mine. Eu mă culc și dorm. Duhul Sfânt continuă să-mi pregătească ziua de mâine ca eu să ies biruitor, slăvit să fie Domnul. De-aia e frumos, iubitul meu. Flavă. Și ce e frumos? Este că noi nu mai suntem de acord la un moment dat cu trupul nostru. O fie el frumos, pe la 3, 2, 5, 30 de ani. Arătăm noi, dom domnișoare, doamne frumoase, pe la 40 de ani. Dar la un moment dat, când tu uiți la riduri, la un moment dat, când tu uiți că nu mai auzi bine, nu mai vezi bine, frații mei, la 80 și ceva de ani, Duhul Sfânt îi place și să facă slujbă în noi, la o dată să fie Domnul. Fără să auzim bine, fără să vedem bine, nu vedem bine. Duhul Sfânt face slujbă în noi. Că Duhul Sfânt dorește să ne onoreze până la capăt. Lăudați să Domnul! Amin. Noi nu ne privim corespunzător, dar Dumnezeu Sfânt ne onorează. Ori, iubiții mei, te pune în legătură cu veșnicia. Și ultimul lucru care îl face apa vie înviorează. Veci din Ezechiel, capitolul 47, de un râu, care iese de sub pragul casei lui Dumnezeu și care aduce vindecare oriunde unde ajunge. Aduce viață, totul este înviorat, totul prinde viață, totul este vindecat. Oribiți mei, când Duhul Sfânt este într-o biserică, așteptați-vă la daruri spirituale. Darurile spirituale au sens de a clădi biserica, de a zidi biserica. Darurile nu sunt făcute, foarte mulți frați, pentru că nu știu să lucreze cu darurile, câteodată produc bisericii sau fraților din biserică o părere negativă despre ele. Însă darurile sunt făcute pentru zidirea bisericii, frații mei. Și trebuie să înveți să lucrezi cu darurile. Darurile vin de la Dumnezeu, dar trebuie să ai oarecare pregătire să știi cum să lucrezi cu darul acela. Pentru că cu un lucru bun poți să aduci zidire și tot cu un lucru bun, dacă nu știi cum să-l faci, poți să iritare și supărare în domeniul respectiv. Ori de ce există școli ale prorocilor, de există, de aia există în biserică apostoli, proroci, învățători, ca să învățăm cum lucrăm cu darurile respective. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Amen. Și când am învățat să lucrăm spre binele tuturor celorlalți și avem anestezie la noi, orice dar e foarte bine primit. Chiar când ne mustră Domnul, suntem bucuroși după felul care lucrează El. Vă spuneam eu altă dată și vă povestesc că odată în sânul comunității noastre am avut probleme cu un anumit frate și <coughs> știam că pe fratele respectiv l-am restricționat, așa, pentru că câteodată avea ieșiri în decor. Așa. Și noi așteptam și am spus să nu fie folosit, să stea liniștit în biserică, până se rezolvă problema, până de dovadă de pocăință. Și într-o marțiara, la rugăciune, când vasele Domnului erau în casa Domnului, fratele care îi conducea a omis cumva așa. Și a spus, un frate care e îndemnat de Domnul, să mijlocească și să se roage domnule. Cine crezi să se roage? Ăla intră, pentru că o prins breșa că nu s-a numit o nume, că dacă numea alt nume, dădea seama că nu e el. Dar fiindcă o spus cine e îndemnat, el s-a îndemnat. Și puteți verifica și nu a fost îndemnat. Și a început să plece. Eu am stat cât de cât liniștit că vasele Domnului sunt aici. Zic, Domnul are pierea de sârmă și începe acum să dea jos rugina de pe el. Și într-adevăr, la un moment dat, o soră a dat drumul la lucrare. Și a spus că e ți-am deschis în adins gura să-ți spun cât te iubesc și că am auzit rugăciunea celor din prejurul tău, aștept să te smerești, să te pocăiești, pentru că am dilucrat cu vasul tău. Amin. Mă, nu, a fost piere și ei de sârmă, că dacă Domnul n-a și îmi spunea, îi dădea eu Domnului idei cu piere de sârmă și trebuie făcut cu ăsta și așa mai departe. Dar nu a fost așa, n-am fost eu mulțumit de lucrarea care a fost. Am văzut și ceilalți frați nu prea erau mulțumiți, așa, deși lucrarea a venit. Dar noi stăteam liniștiți că noi eram doar păstori. Eram slujitori. Când s-o termina rugăciunea, s-o ridicați alți frați proroși, s dus la sora aceea. Noi și noi acolo să vedem ce se întâmplă. Alți, ceilalți frați lucrători au spus, soră, o mai fost ceva din partea Domnului. De ce n-ai dat drumul? Ei știu eu. Noi n-am știut că dacă n-ai darul, n-ai de unde să știi. Ei știu Și sora calmă și liniștită să frate, prima dată Domnul a fost la Dumitale și o să-i dai lucrare el, fratele, nu? Fost. Și n-ai vrut, nu-i așa? Da, așa e, n-am vrut. O altă soră, tot cu gura mare de acolo, soră, a fost și la matale, domnul, și a spus să dai lucrare la fratele ăsta cu probleme. Și n-ai vrut, nu? Da, așa, n-am vrut. Bine, după ce a venit la mine și mi-a spus să dau drumul la lucrare, și a spus, da, Doamne. Și domnul mi-a spus, asta îi dai public și asta îi dai persoană doar lui. Toți eram curioși și eu vorbim lui, nici în ziua de azi nu știm. Ca ziua e acolo, slăvit să fie domnul. Amin. Dar dacă este, să știi cu ce se lucrează. Asta înseamnă apă vie. Asta înseamnă să știi să se lucreze, să fac greșeli, cum fac păstorii greșeli, fac și ceilalți greșeli. Dar lucrurile astea se învață, se corectează și lucrurile merg înainte. Lăudați să fie Domnul! Amin. Când ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, îl vine ca foc, apoi vine ca apă vie. Și ultimul aspect, Duhul Sfânt ca porumbel. Spune Sfânta Scriptură că peste Domnul Isus Hristos, Duhul Sfânt a venit ca porumbel. Primul aspect la porumbei, frații mei, este că nu mănâncă din gunoaie. Nu le place să mănânce. Ei mănâncă boabe curate, atâta tot. Noi o să vezi porumbei pe stârburi. Sunt alte păsări care se ocupă cu curățenia, cu stârburile. Însă porumbeii nu o să-i vezi cu așa ceva. Când vine Duhul Sfânt în tine, nu-ți mai plac picanteriile. E adevărat că e fain, așa să te întâlnești, să asculti ce au făcut fratele. Și de multe ori ne plictisăm când vin frații. Vă ce bine să înțelegi fratele cu tare, cu sora, cu tare. Așa de mult o respect. Ne plictisesc chestiile astea. Și copiii lui și ascultă de el. Stai așa. Și ce mai se întâmplă? Și ei își iubesc copiii. Ei, nu. Și într-o zi au aruncat o fară. Unde? Cu om? Dintr-o dată prins viață, nu? Că au aruncat o farfurie. Și setul s-a descompletat. Nu au aruncat-o pe așa, de din nou, ne dezamăgește când am crezut și noi că spune ceva interesant. O, iubiții mei, când ai Duhul Sfânt ca și porumbel în viața ta, te începe a bucura că merg lucrurile frumos, la vă vie Doamne. Te începe a bucura. Când Duhul Sfânt nu-i porumbel în viața ta, ești mulțumit că toate aspectele așa care apar la un moment dat. Cum? Ce s-a mai întâmplat acolo? Ce mai faci celălalt? Unii îți duci și celălalt? Dacă a făcut ceva într-un fel sau în altul? Totdeauna ești interesat de lucrul acesta. Oricând Duhul Sfânt, ca porumbel, e în viața ta, efectiv, efectiv, te poți bucura de ceea ce-i bine, de ceea ce-i frumos, de ceea ce-i grozav și sufletul tău este înnobilat. Frații mei, e atât de frumos ca vasul tău să fie curat. Verifică lucrul acesta! Verifică! Eu ca și slujitor, ca toți ceilalți slujitori, din nefericire, trebuie să aud și celelalte probleme, dar le auzim doar cu scopul de a le rezolva atâta tot. Câteodată ne igienizăm bine în domeniul ăsta, dar nu s curios de picanterii. Dacă vine cineva la mine să mărturisească la un moment dat, cu toate că de obicei eu nu primesc mărturisiri, trimit la păstorii bisericii locale, nu mă interesează și ce ai făcut, și cum te-ai simțit, și ți-ar mai plași dată și o grămadă de întrebări, de este parcă îi dai idei la omul respectiv. Nu mă interesează asta. Mă interesează ce vrei să spui și atât tot. Ce trebuie să aud. Nu mă interesează lucrurile alea. De ce? A venit porumbelul acolo. Și porumbelul nu se hrănește cu sărbituri, cu mortăciuni, cu gunoaie. Când vii în casa Domnului, când ești în casa Domnului, când se face slujbă în casa Domnului, ai să vezi la un moment dat ce frumos este când frații doresc să rânduiască toate lucrurile bine și frumos. Nu iese totdeauna așa frumos. Dar pleacă unii oameni, pe vasul lor scrie lucruri de preț spune, păi ce cuvânt ne-a dat Domnul. Păi dar și frumos o cânta corul nostru bărbătesc. E bine, Domnule, dar și corul nostru ce bine merge. Dar au fost frații ăștia la adunare, am văzut pe alții venind de la distanță, Dumnezeu să-i binecuvinteze, Amin. îți lucruri de preț. Ies alții și pe ei scrie tomberon de gunoi. Ă, dar ce l-a chemat pe ăsta, vei? Dar celălalt, l-ai văzut cum a venit? Dar celălalt ai văzut că nici n-are voie și dă-ți dă mare în față? Și auzi numai chestii de genul ăsta. Imaginează-ți că pui gunoi după gunoi, după gunoi. Într-o zi la o generală și neva n-ar și face să-ți ridic capacul. Îți ridic capacul. Te miri nu mai poate sta nimeni acolo. De ce? Pentru că mirosul de acolo te termină. Oribiți mei, ca Duhul Sfânt să locuiască în tine, trebuie să faci curățenie. Aleluia. Trec câteodată prieteni de-ai mei pe lângă casa mea și îmi spune, Virgil, trecem pe aici și avem, avem miere. Avem miere, miere de tei, de salcâm, de asta mai găsesc în zonă, dar, de exemplu, miere de eucalipt, nu prea găsesc. Și spun, mai, da, vrei să-mi dai? Da, vreau să-ți dau niște miere de eucalipt. Bun, gata. Știți care e principala condiție că el să-mi dea miere? Mă duc să caut un recipient curat. Niciodată nu-i spun, băi, eu am mâncat într-un borcan de, de, 800 de grabe, am avut zacuscă, originală românească, făcută de mine. Am mâncat trei sferturi, dar pune mierea ta pe me. mea. Să vezi și fain o să iasă mierii de eucalipt cu zacusca mea, o să fie grozav. Pune și cineva mierii de eucalipt peste zacuscă? Cum de vrem ca Duhul Sfânt să vii peste zacusca noastră? Cum de? Cum de vrem să obținem ceva original? Ori Duhul Sfânt vine numai unele lucruri scurate, slăviți să vie Domnul. Ai să vezi că aterizează și decolează acolo. E frumos, asta e frumos la Duhul Sfânt și mie îmi place că Apostolul Pavel spune, mă voi ruga cu Duhul și mă voi ruga, băi, dar tu și așa, da. Vulturul nu poate decola dacă îl ții într-un țarc de 4-4 metri. Vulturul cu 2 metri la vergură, îi trebuie cel puțin 5 metri să decoleze. Cel puțin, e ca avionul, îi trebuie pistă de decolare. Vulturul așa, porumbelul aterizează și decolează pe verticală. Când Duhul Sfânt a vrut să compare pe Duhul Sfânt, Dumnezeu a vrut să compare pe Duhul Sfânt cu ceva, l-a comparat cu un porumbel. Cu toate că foarte mulți dintre noi parcă avem vulturi, așa, ne pornim la rugăciune, venim, ne pornim, facem o pistă, pe la, pe, când aproape se termine rugăciunea, vrem să prindem și noi viteză, dar frați păstă, stați că puteți prindeți fratele Virgil. opriți-vă, iar rămânem așa. Dacă pui un vultur într-un țar de 4-4 metri, moare de bătrâneță acolo, că n-are loc să decoleze. Când Duhul Sfânt vine în noi, vine ca porumbel. Și asta spunem, Iisus Hristos este Domnul. Și porumbel spune, amin, lăudat să fie Domnul. Simți deja putere în tine. Dacă e vorba de o rugăciune, imediat ai plecat de pe loc. Nu-ți trebuie încălzirea motorului. De ce? Pentru că tu în continuu Duhul Sfânt ca porumbel peste viața ta. Ori, primul aspect pe care l-am ridicat la porumbel, frații mei, este că porumbelul nu mănâncă stârvuri. Un alt aspect este că nu are fier, este incapabil de războdare este blând. Sfânta Scriptură ne spune să nu ne lăudăm. Însă există aspecte în care Scriptura spune să facem reclamă. Blândețea voastră să fie cunoscută. Păi, este careva care nu cunoaște cât de blând eu. Vreau să arăt. Nu te oprește nimeni să-ți faci reclamă la blândețe. Efectiv, nu te oprește. Aleluia. Pentru că atunci când porumbelul e în tine, tu ești blând. Și blândețea se manifestă atunci când ai lupte împotrivă și potrivnici. Tu ești un om blând. Constați că nu tu faci asta. Și efectiv, Duhul Sfânt din tine, dați răzbunare. O școală de răzbunare nu are viitor. De ce? Toți știm să ne răzbunăm. Toți știm și trebuie să-i facem la unul care ne enervează și ne supără. Problema este că atunci când vine Duhul Sfânt, constatăm că ceva din noi ne cere să fim altfel. Cu toate că unii oameni ne tratează ca mămăliguță, mai bleguț, mai așa, liniștit, ele așa. Nu, nu, Duhul Sfânt îți spune, așa trebuie să fii. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de aprocat, ci s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de... Și condițiile în care a murit era, hu, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, arată de nouă! Dacă eram, eu le arătam. Dacă eram, eu le arătam. Dar omenirea rămânea nemântuită. El, în schimb, a rămas blând acolo. Și a dat sângele pentru noi, ca toți să ne bucurăm de Harul Lui Slăvit să fie Domnul. Ultimul aspect al porumbelului care vine în viața ta este că te face să-ți dorești să fii acasă. Foarte mulți dintre dumneavoastră v-ați născut în România, unii v-ați născut aici sau în altă parte. Acasă la voi este acolo unde v-ați născut. Întâlnesc problema asta la foarte mulți. Oamenii de-o cu mine, spune frate Virgil, aș veni înapoi în țară, în România. mi dor de lunca unde m-am jucat eu, de pârâul respectiv, din nucul din grădina bunicii, de o grămadă de chestii din tinereța lui. Copilul lui spune, tată, eu m-am născut la Roma. mi mi dor de Roma. Nepoții lui, tată, noi ne-am născut la Madrid. Noi unii dor de Madrid. Deci toți au zona lor pe care o numesc acasă. Toți au zona lor. Și nu pot să-i spun bătrânul că, băi, acasă unde m-am născut eu, nu voi. Că toți au un acasă al lor, un loc al lor. De obicei, spre finalul vieții, vor să se întoarcă sub nuc, vor să se întoarcă în luncă, vor să mai fie odată acolo de unde o pornit. Când vine Duhul Sfânt peste noi, anulează și Roma, și Nucu, și tot, și dintr-o dată, nouă unii dor de un loc unde n-am fost niciodată. Un loc în care s-a dus Hristos să ne pregătească Aleluia. ceva al nostru, unde să nu mai fim extraieri, străini, unde să avem toate drepturile. Și locul ăla e numit în Biblia, casă la Domnul. Osana. Când porumbelul e peste viața ta, conduci jeepul, ai tot ce îți trebuiește și încep ziua și te prin barbri spui, Doamne, eu mă duc la locul de muncă. Dar abia aștept să ajungă acasă la tine. Dacă a fi azi, a fi. Dacă nu, când a fi? dar eu vreau să ajung acolo. Nu că mă întorc în România, nu că mă întorc la Madrid, nu, a, la tine acasă vreau să ajung. Și toate astea au făcut-o când a pus porumbelul în tine. Există acei porumbei boiajori, pe care oamenii duc la 2000 de kilometri, în anumite cuști, le dau drumul, și după ce le dau drumul, ei zboară, se opresc doar să mănânce și să bea apă, nu mai e nici o ruza cu ei, nimic, doar să mănânce și să bea apă, și după un anumit timp se întorc totdeauna acasă. Ca să fie sigur că Dumnezeu că noi vom răntânji după acasă, pune porumbelul în noi. Și indiferent cât ne bucurăm și ce mașini avem și ce afaceri avem aici, totdeauna ne ridicăm ochii în sus și spunem totuși, nicăieri nu-i ca acasă. Aleluia. Ne mai ajută Dumnezeu câteodată și vine o suferință în trup și din nou acasă e valoros. Mai ai niște dușmani care își poartă grijă și din nou acasă e strălucitor te apropii de bătrâneță și din o nouă acasă, este extraordinar. Și locul acela ne așteaptă, frații mei, pentru că prin Duhul Sfânt Hristos l-a pregătit. Când Duhul Sfânt coboară peste tine, coboară ca foc, coboară ca apă vie, coboară ca porumbel. Când vei deschide garajul în seara asta și spui, am Duhul Sfânt, există manifestările astea în viața ta? Să ne ajute Domnul să le avem. Amin.